Cadrele didactice își exprimă în continuare dorința de a se vaccina, profitând de această imunizare până în data de 10 martie, atunci când acțiunea de vaccinare destinată profesorilor se va încheia. După aproximativ o lună de la redeschiderea școlilor, în Mehedinți, 10 cadre didactice au fost confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Măsurile de prevenire împotriva răspândirii îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2 sunt în continuare impuse în unitățile de învățământ. În Mehedinți, 10 profesori și 10 elevi au fost confirmați pozitiv cu SARS-CoV-2 în aproximativ o lună de zile de când școlile au fost redeschise. La reluarea cursurilor după vacanța de iarnă, din data de 8 februarie până în prezent au fost confirmate COVID-19, 10 cadre didactice și 10 elevi. Au fost recomandate măsuri de prevenire a răspândirii îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2 conform Ordinului Comun al Ministerului Sănătății și Ministerului Educației. De la începutul etapei a doua de vaccinare și până în prezent și-au exprimat dorința de a se vaccina 1173 de cadre didactice. Odată cu începerea celei de-a doua etape de vaccinare, unde cadrele didactice aveau prioritate întrucât redeschiderea școlilor se apropia cu pași repezi, în Mehedinți 1000 de profesori și-au exprimat dorința de a se vaccina. Acțiunea de imunizare destinată personalului didactic va continua în perioada următoare la nivel național până în data de 10 martie.